Ministerul Sănătății a anunțat că a început demararea acțiunii de depistare activă a tuberculozei în 11 județe din România în cadrul programului Abordarea Provocărilor Sistemului de Sănătate privind controlul tuberculozei în România. Județele vizate sunt Botoșani, Constanța, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Tulcea și Vazlui. Suma necesară pentru depistarea precoce și tratarea tuberculozei este nerambursabilă și provine de la fondul global. Scopul acestui program este reprezentat de identificarea precoce a cazurilor posibile de tuberculoză pentru stabilirea diagnosticului de certitudine și asigurarea tratamentului adecvat. Depistarea precoce reduce transmiterea tuberculozei în casele românilor. La locul de muncă, în unitățile de învățământ sau mediu comunitar. Prin realizarea acestui proiect, vor crește șansele de vindecare ale pacienților și va scade probabilitatea de a suferi complicații sau sechele ale tuberculozei, implicit consecințele sociale și economice asociate tuberculozei. Programul Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România. Este destinat persoanelor de peste 18 ani cu factor de risc pentru tuberculoză, indiferent de statutul de asigurat și se va realiza în comunitățile la risc prin echipe mobile organizate și coordonate pe către direcțiile de sănătate publică județene. Persoanele depistate ca fiind suspecte de tuberculoză, inclusiv cetățenii străini, vor fi trimise la dispensarele de pneumoftiziologie teritoriale și vor beneficia de tratament și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare indiferent de naționalitate sau de statutul de asigurat. Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, România continuă să înregistreze cele mai multe cazuri de tuberculoză din toate statele din Uniunea Europeană. În timpul pandemiei provocată de coronavirus, cazurile de tuberculoză s-au redus cu aproximativ o treime, dar această scădere este posibil să fie cauzată de lipsa de depistării și a reticenței la accesarea serviciilor medicale în această perioadă. Numărul deceselor la nivel global cauzate de tuberculoză a crescut între 2019 și 2021, potrivit estimărilor, periclitând anii în care s-au înregistrat descreșteri după ce pandemia de COVID-19 a perturbat în mod sever eforturile de combatere a acestei boli, a precizat joi Organizația Mondială a Sănătății, potrivit Reuters. Eforturile globale de luptă cu boli, precum SIDA, tuberculoză sau malaria, au fost perturbate în timpul pandemiei de COVID-19. Criza sanitară a afectat cu precădere răspunsul în cazul tuberculozei, iar ca urmare, statele au înregistrat întârzieri în atingerea obiectivelor pentru contracararea acestei boli infecțioase. Raportul anual al Organizației Mondiale a Sănătății asupra tuberculozei estimează că tuberculoza a dus la moartea a 1,6 milioane de persoane în 2021, peste numărul estimat de 1,5 milioane de decese în 2020 și peste cele de 1,4 milioane de decese raportate în 2019. Numărul deceselor asociate tuberculozei a scăzut în perioada 2005-2019.